Salut, eu sunt Ștefan Remac și iată, filmăm încă un nou episod cu drumul nostru către Arena 11. Să vedem ce facem, frate. Ori că luăm pauze între meciuri, ori că jucăm continuu, este tot una, frate. Am văzut, fiindcă ori întâlnești decuri puternici, ori la tot pasul, frate, sunt Challenger 1 și Challenger 2 în Arena 10. La tot pasul încearcă decuri noi și îi scad și, pe urmă, dăm noi de aici și ne face. Frate, cine nu s-a abonat, rupeți butonul de subscribe și de like. Mulțumesc la toți pentru susținere, frate. Forță și respect. Puneți pumnul aici. What? Haide, frate, să jucăm. Iată, acesta este decul. Cel mai mult anul 3745 de trofee. Dar urcăm noi din nou acolo. Haideți, frate, să dăm un battle, să vedem. Ia să vedem, frate, jucăm cu sare Ser the Bear. The Bear. Ser the Bear. Haideți să încercăm din prima una ta, să vedem ce se întâmplă. Nu pare așa de periculos adversarul, dar iată, joacă cu cărți maxate, iată, Knight-ul de level 11. Păi ce ai făcut, mă nene, mă? Nu rămâne decât să mă risc, vine și cu Hog Rider acolo. Nu rămâne decât să mă risc un pic. Da, uite, Lilie, ce-și fac treaba acolo, ești nebun? Iată că i-am luat turnul frumos. Nu i-am luat. Îl ia prințesa acum, fii atent. Hai, prințesa. Repede ai luat logo, nebunule. Ai dat cu logo acolo, disperatule. E disperat, frate! L-am disperat! Ia-o, dai ce n-ai tuci în primire. Ce ai făcut acolo, frății? Lasă elixirul în pace. Hai să-l forțăm să se apere un pic. Fac o mică rotație. Așa. Și acum să mai pune un elixir colector. Asta am vrut să fac. Și acum, la revedere, noapte bună. Hai cu golem în față aici. Ala e. Ala e. Ala e. Hai, baby. Hai cu zeapă aici. Hai, baby. Du-te, n-ai tu aici. Cât bulan să ai, frate. Am greșit că am mers pe King, frate. Trebuia să merg pe turn. Oh yeah. Asta este. Iată, jucăm cu un nebun din Republic of Korea. Cu Korea jucăm, frate, cu nebunii din Korea. Ăștia sunt specialiști. Wow, vine și cu Giant. Ok. Ai luat turnul acolo, ok, frățică. Dar poate că-ți luăm și noi turnul, ce zici, da?
Ce zici dacă îți luăm și noi turn? Ne simțitule. Ce zici, frățică? Na, ce ai făcut? Ce ai făcut, mănet? Vine iar cu Uiciu, aceeași combinație face. Aceeași combinație, frate. Frate, ce greșeli fac, da. Oh my god. Bine că aveți toți, frate, level 11. Ok. Elixir Collector in the house. Pe felie se știe. Wow! Bine ai venit, domnul Sparky. Sparky, frate. Sparky pe felie, se știe. Frăție, wow, și acum pune golem cu Sparky. Bă, mă lași. Ce combinație șmecherare. Ia uite, ce v-am zis, golem cu Sparky, frate. Bă, ești nebun. Trebuie un zeap aici neapărat. Hai rilici-mi. Hai rilici-mi, îi rupe Sparky în două. Și vine iar cu Sparky în marup, dacă vine iar cu Sparky.
mai înțeleg nimic. Nu mai înțeleg nimic. Ia să încerc decul ăsta, frate. Mai schimb și eu decul ăsta, frate, că mă doare cap. Și ăsta e un deck foarte, foarte bun, dar tot așa n-am mai jucat, fiindcă nu funcționează, bă. Mereu, știi? Deci avem Mega Knight de level 2 aici, frumos, frate. Wizard de level 15. Mă, ce combinație are nebunul ăsta, numai cu prințul, what the fuck, man. Nu, no, frate, că nu mai merge nimic. Da. Deci asta se întâmplă când încep să pierzi, încep să schimbi decuri și cel mai bun sfat care vi-l pot da acum este să nu schimbați niciodată decul, frate. Dacă ați găsit un deck bun cu care ați urcat cândva undeva mai sus, insistați cu decul respectiv, frate. Nu schimbați deck, da? Dacă eu am urcat cu decul ăsta la 3700, nu trebuie să-l schimb, frate. Vedeți, iar am scăzut. Fuck, man. Haide, frate, facem două victorii și să închidem episodul cu două victorii, frate. E un episod mai lung.
Dacă n-are zeap, i-am luat turn, ești nebun. N-are zeap, ești nebun. What? După ce pierzi foarte, foarte urât, iau-te Giant Chest, what? Wow, welcome Giant Chest, yay! Deci după ce pierzi foarte, foarte urât, vine un meci de ăsta, de... Deci că treci prin el ca prin brânză. Foarte ușor. Levi, haide Levi să te vedem cât de forță ești. Lightning, ba mă lași. Ia să vedem, frate, ce are pompă și el. Deci că are același deck ca mine. Ca și mine. Cred că a cam dat-o în bară, nebună. Nebun râde ca nebun, frate. What? What? Ce râde ca nebun, frate. What the fuck, man? What? Iată, frate, ce lupte crânci ne ducem, frate. Chiar dacă am câștigat și ne-a revenit, vă duce meciuri râde, frate. Ăsta este episodul de astăzi, al doilea episod. Cine nu s-a abonat, rupeți butonul de subscribe și de like. Vă mulțumesc la toți, frate, pentru susținere, forță și respect. Puneți pumnul aici, frate. Și hashtag sunt viking, hashtag viking pe viață și hashtag luptăm ca vikingii și nu le lăsăm, frate. Asta e, frate. O să ajungem noi, mai greu, mai vedem noi care. What? Say what? Respect și vă mulțumesc la toți pentru susținere, frate. Respect, forță și respect. What?